În anul 1952, în data de 11 decembrie, în Norvegia, eram în casa unei frate credincios. Atunci tocmai citeam și nu mă gândeam la răpire. M-am simțit îndemnat să vă scriu vedenia, dar m-am abținut, gândindu-mă că totul a fost poate o halucinație a mea. Prin faptul că am pierdut pacea, odihna și liniștea sufletească, am cunoscut că a fost voia lui Dumnezeu să scriu. M-am rugat Domnului să mă ierte că nu-mi mai pot aminti tot ceea ce a fost, dar l-am rugat să mai repete încă o dată vedenia. Era orele 22 seara, iar în vedenie era ora 9 dimineața. Pe masă era tocmai în registru vechi când s-a repetat vedenia. După câteva săptămâni am scris în registru ce am văzut până la ora 1, apoi am obosit. Eram la vârsta de 97 de ani. M-am rugat să mă pot odihni și dacă ar mai fi ceva din vedenie, să se repete a doua zi. După o săptămână exact la aceeași oră, am primit din nou confirmarea celor arătate exact de la punctul întreruperii. Cred că cele văzute vor trezi sufletele din amorțeala și somnolența spirituală. Iată ce am văzut. Cineva s-a așezat la o masă citind un ziar cu o știre groaznică și alarmantă. Apoi vecina, doamna Anderson, a ascultat la radio o emisiune pentru copii. Deodată, după 5 minute, s-a întrerupt emisiunea și s-a transmis o știre senzațională din Oslo. O panică mare a cuprins tot orașul. S-a întâmplat emoționant. Oameni mari, bărbați, femei, copii de toate vârstele au dispărut fără urmă. Nu li se știe numărul. Poliția, ca să dea raport celor mai mari cu privire la cele întâmplate, roagă rudele celor dispăruți să anunțe unde, când și cum s-a petrecut această dispariție. Evenimentul s-a petrecut la aceeași oră și secundă pe tot pământul, dar în unele părți ale pământului era zi, iar în altele noapte. Pe pământul cristic, Europa în paranteză, centru de orientare nou-testamentală, era dimineața când s-a întâmplat acest lucru. În unele orașe am văzut cum dispar vânzătorii din piețe și din prăvălii. O femeie a venit la poliție să declare că pe când cumpăra flori din piață, vânzătorul a dispărut din fața ei pe când să-i numere bani. L-a auzit zicând doar, îți mulțumesc, Doamne Iisuse, și nu l-a mai văzut nimeni. M-am frecat la ochi, zicea doamna, căci vedeam ca un nor alb, plin de un miros fin, suav, neobișnuit, însă omul a dispărut cu ceață cu tot. Deodată am auzit țipete sfâșietoare de femei care de curând născuse, altele cu cărucioarele goale, țipau după copiii dispăruți. O femeie cu un cărucior gol alerga disperată în toate părțile plângând și striga, cine mi-a furat copilul? Era un băiat de 8 luni. Cine l-a văzut? Cine l-a luat? Unde este? Unde este? Poliția! Poliția! Poliția este la îndemână, dar nu avea nicio putere asupra acestui fenomen. Din toate părțile nu se aud decât țipete disperate și era o mare tulburare. Un comerciant gras a ieșit din magazin și fugind pe stradă striga, ajutor, ajutor! Două vânzătoare au dispărut în timpul vânzării de la Tejghea. Din Stockholm, din Helsinki și din alte țări vin aceleași știri penibile. Autoritățile sunt neputincioase în fața acestui mister. Doamna Anderson, o vecină, își lasă râsul și își acoperă fața zicând, ah, Doamne Dumnezeule, ce o mai fi și asta? O doamnă tot din vecin aleargă disperată strigând după fetița ei, Rut, Rut! O întreabă pe doamna Anderson, n-ați văzut pe un străin trecând cu fetița mea pe aici? Rut a dispărut dintr-o dată tocmai când îngrijeam de niște flori, în timp ce fetița se juca pe treptele casei, zicea doamna Rolandon, mama fetiței care dispăruse fără urme. Ah, scumpa mea Rut, cine te-a luat? Și plângea deznădăjduită. A venit și domnul Anderson de la serviciu, deși erau orele 9-10 dimineața. Foarte disperat, foarte abătut. Nu mai pot, zicea el. În atelier este o panică și o dezordine de nedescris. Unii muncitori au dispărut. Întâi am crezut că este vorba de mai multe accidente, dar după ce am căutat la domiciliul pe cei dispăruți, am rămas îngroziți. Unul din muncitori care zicea că este pocăit, însă era neserios, flecar și glumea mult, acum era serios și ridica mâinile în sus, plângea cu voce tare zicând, acum s-a împlinit, s-a adeverit, ce zice Sfânta Scriptură? Ce? L-am întrebat eu.
Domnul Iisus și-a luat în cer pe ai săi și pe mine m-a lăsat aici. În oraș panica era mare. Unii șoferi și vatmani nu puteau circula. În vânzeală mare, șiruri de mașini, tramvaie, troleibuze stăteau pe loc. Cele care aveau șoferi căutau să iasă din grămadeală. Unii înnebuniți alergau în toate părțile căutându-i pe cei dragi. În continuu se anunța din spitale că au dispărut nouă născuții. Mamele țipau deznădăjduite, personalul spitalului era îngrozit, deși și dintre ei dispăruseră unii. Apoi la ora 11 s-a anunțat că și în Marea Britanie a dispărut multă lume fără urmă. Până acum nu s-a putut afla nimic despre cei dispăruți. Este un mare mister. La orele 20 se află că această catastrofă s-a petrecut în toată lumea. Au fost convocați membrii adunărilor de credincioși care se rugau și posteau mai mult și mamele simple și modeste care nu au refuzat să fie roditoare. Au dispărut o mică parte și din predicatori, mai ales cei vorbiți de rău și prigoriți de majoritatea credincioșilor în adunări. Nici nu se poate descrie în cuvinte așa cum s-au petrecut lucrurile în primele ore. Toată lumea era îngrozită. Oamenii își frângeau mâinile, alergau pe străzi țipând, căutând părinții pe copiii lor, iar copiii pe părinți. Un om alerga țipând, păzea, păzea că ne ia pe toți, înnebunise. Niște femei bătrâne plângeau uitându-se spre cer cu mâinile împreunate și zicând, de ce nu ne-am lăsat pregătite de Duhul Sfânt? Una țipa tare zicând, dacă aș putea întoarce vremea cu câteva zile să-mi mărturisesc păcatele cu zile de post și de rugăciune ca să fiu luată și eu. Sigur că de acum nu va mai veni să ne ia pe nimeni, Domnul Iisus. O, Doamne, ai milă de noi! De acum s-a împlinit tot ce este scris. Am fost o credincioasă cu capul, dar cu inima n-am simțit nimic. N-am crezut că venirea Domnului este așa de aproape și nu am luat lucrurile așa de serios. În ziarul de seară a apărut un comunicat în care se anunța că autoritățile și savanții de la institutele meteorologice vor face tot posibilul să afle numărul celor dispăruți și locul unde sunt și roagă toată lumea să se liniștească. Din comunicat s-a aflat că mâine dimineață se va afla o situație clară a celor întâmplate. Seara nimeni nu mai are chef de dormit și discută cu aprindere problema celor dispăruți. Încet, încet ajung toți la convingerea că cele petrecute sunt în legătură cu credincioșii. Cei ce cunoșteau pe cei dispăruți povesteau că din fiecare familie și adunare au dispărut numai credincioșii sinceri și copiii nevinovați. Da, zice unul, și noi am avut un vecin fanatic care a dispărut și el. Nevasta sa era nemulțumită că îi vorbea mereu despre Domnul Iisus, dar desigur autoritățile vor lua măsuri serioase și vor interzice adunările de credincioși ca să nu se întâmple niciodată ceva asemănător, spunea el. O, nu, răspunse altul, așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. Au avut dreptate aceia din adunarea noastră care se rugau mult prin familii, în afară de orele oficiale. Ah, dacă am fi ascultat și noi de ei, am avea astăzi o soartă mai bună. Au avut o presimțire de a renunța și la unele drepturi legitime pentru trup. O, dacă ne-am fi pregătit și noi, n-am fi rămas în acest iad pe pământ unde din zi în zi va fi mai rău. Altul zise, dacă am fi crezut spusele lor, am fi zburat și noi cu ei. Un teolog, un preot zicea plin de amărăciune, o, noi nu am învățat așa ceva. Întrucât autoritățile au făcut apel la populație să-și dea părerea asupra celor întâmplate, în adunări s-a întocmit o declarație cu care au fost de acord cei mai mulți din cei adunați că ceea ce s-a petrecut nu poate fi altceva decât un eveniment prorocit mai dinainte în Biblie, adică răpirea bisericii la cer. Asta era tot ceea ce se putea declara până în prezent. Dar autoritățile nu au fost de acord să dea publicității asemenea declarații. S-a ținut o conferință internațională unde s-a hotărât închiderea tuturor adunărilor și interzicerea oricărei religii cu pedeapsa capitală pentru cei care vor pronunța numele lui Iisus. S-a adunat multă lume în biserici și în casele de rugăciuni ca să afle o explicație în legătură cu cele întâmplate. Mulți au început să citească Biblia, dar mulți s-au oprit spunând că nu înțeleg nimic. Toți erau deznădăjduiți și plângeau. Mulți țipau tare blestemând pe predicatori și pe preoți care le-au amorțit conștiința cu predici dulci. Niște oameni amenințau cu pumnii zicând, nu ne-ați vorbit niciodată despre păcatele în care trăiam, nici despre apropiata venire a Domnului Iisus. Nu ne-ați vorbit apoi că păcatele trebuiau judecate cu zile de post, de rugăciune, mărturisite și părăsite. Nu ne-ați predicat niciodată despre umplerea cu Duhul Sfânt. Se învinuiau unii pe alții, băteau la ușă, dar ușa era încuiată. O conferință internațională a hotărât curățirea țărilor de credincioși prin condamnare la moarte a tuturor celor care vor vorbi despre Iisus Hristos.
Așa a început, vai, necazul cel mare pe pământ, în care a rămas și cea mai mare parte din credincioșii de prin adunări. Aceștia nu s-au supus autorităților. Zilnic vedeau cu grămada în adunări și strigau cu putere către Dumnezeu. Au fost prinși, li s-au promis viața și libertatea dacă dau câte o declarație că nu se mai adună. Mulți au preferat moartea decât robia satanică și numărul celor uciși era foarte mare. Pe mulți i-au supus la torturi și chinuri ca să îi înspăimânte pe ceilalți. Nu mai erau drepturi, nu mai erau legi. Vai de voi, pământ și mare, că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie. Apocalipsa 12:12. Unii au slăbit și au renunțat la credință, dar fiindcă nu aveau niciun adăpost pe pământ, au venit înapoi de bună voie ca să fie chinuiți. Tot pământul era stăpânit de cei răi. Acum lucrează stăpânitorul întunericului în toată cruzimea lui. Se împlinea ce era scris: veți fi dați în mâinile lor chiar de frații, de părinții și rudele voastre. Acum, prin răbdarea voastră, vă veți câștiga sufletele voastre. Dumnezeu a dat această lucrare pentru trezire, pentru dumneavoastră, iubiți credincioși. Pentru ca să fim răpiți, trebuie să nu uităm că datoria noastră este să ne veghem, să ne rugăm stăruitor, să avem lumină și să fim gata. Fratele dumneavoastră!